dimineața, bună dimineața tuturor. Bună dimineața, Grig. Bună dimineața, colegul meu, Moga. Ce faci tu? Te-ai ce întors? Ce să fac? Uite, m-am întors printre voi, m-am întors cu voi și hai că n-am lipsit atât de mult. Am avut și eu o mini-vacanță precum cine? Precum toți oamenii. Precum toți oamenii normali la serviciu, nu neapărat la cap. E prima vacanță a lui Grig de când facem dimineața pe doi. Da, deci de un an de zile este prima mini-vacanță de două zile, dar să știți că nu mai lipsesc. Promit sau nu știu ce să zic. Nu te mai lasi, o să pleci. Depinde cum o să fie afară, cât de cald sau cât de frig este, mai ales că am fost plecat într-o țară unde teoretic este frig tot timpul. Sau, mă rog, frig, e așa un fel de toamnă non-stop. Răcorică. Da, răcorică. Să zic și unde am fost plecat. Păi acum dacă ai zis, hai, oamenii fost, să fie curioși. Am fost plecat. Ce Palma de Mallorca, ce Madeira, ce mai zic ceva? Giurgiu. Giurgiu, da. Rio del Giurgiu. Ce am aflat o destinație nouă. Faro în Portugalia. Cică da, am auzit și eu. N-am fost, nu, dar toată lumea acum am auzit. Mi-a spus și am auzit de Faro. Nici de eu, Faro, da, nici nu mă mai duc. Am fost în Irlanda. Ai fost Dublin. În Irlanda, în Dublin? Da, la Party Guinness și mai zic ceva. Și Irish nu pot să zic că e băutură spiritoasă, nu e, asta nu e medicament, nu sau e aliment. Bine, da, nu merge. Da, foarte interesant, povestim mai târziu. I love English breakfast sau Irish breakfast. Este deci irlandezii mănâncă precum românii. Adică English breakfast. Mult și bine carne din multă. Nu ca italienii se trezesc dimineața și mănâncă un biscuit, da, nu? Pasta, ravioli. Ba nu, să știi că și irlandezii au aceeași chestie dimineața, cafea cu pastry, patiserie. A, da? Da, cu croasante, cu chestii. Dar ce mi-a plăcut foarte mult în Irlanda este că acolo cappuccino este, băi, cum le place românilor. Adică e nu este mare? O ceașcă, este o halbă. Înțelegi? Bine, și multe altele povestim și despre asta. Povestim și despre noi, dar povestim și despre voi. Mai ales că astăzi copiii se întorc cu, de fapt s-au întors de ieri, cu lacrimi în suflet, nu în ochi. Sau cu bucurie, de ce nu la școală? Când merg la școală, sunt bucuroși. Da, Emma a zis că aș putea să stau acasă. I-am zis, nu, că aveți repetiție pentru sărbare. Au repetiție pentru sărbare. Repetiția generală pentru sărbare? Exact. Bun, avem treaba astăzi. Este joi, dacă nu mă înșel, și asta înseamnă că suntem ocupați chiar și cu ai noștri și ai voștri, dragi copii, ai noștri colegi de emisiune, la 0754222999, unde o să dăm în mintea copiilor, evident. O să dăm și mintea IT-ului mai târziu. Avem Play IT cu Bianca Iordache după ora 9 și mai avem multe altele, vă zicem. Neața, bine v-am găsit! Bine v-am găsit, Neața! The hits are yours. Your number one for hit music. We are Impulse Radio. Bună dimineața Europei. Este ziua Europei astăzi, știai? Da, știu și Oda Bucuriei, să știi. Ce-a făcut? Oda Bucuriei este imnul Europei. Ah, da, corect, așa este. Eu nu știu, deșteaptă-te românești, mai cu Oda Bucuriei. Este Oda Bucuriei fiindcă este joi, dar este ziua Europei. La mulți ani Europa, dacă stăm un pic să ne gândim, eu cred că n-am părăsit Europa în ceea ce privește țările străine în care am umblat până la această venerabilă vârstă. Nu mă întreba de ce n-am părăsit-o. Băi, nici eu n-am părăsit-o, nu m-am gândit niciodată dacă am părăsit. De ce n-ai părăsit Europa? Că n-am avut bani să mă duc mai departe, nu știu. Nu am părăsit-o, frate. N-am nici fost eu, în Bali, n-am fost în Zanzibar, n-am fost în, mai zi-mi tot, în Thailanda. În America. N-am fost în China să-mi iau chinezării. Știi, n-am fost nicăieri, dar este ziua Europei la mulți ani. La mulți ani Europa, la mulți ani sfârșitului, la mulți ani sfârșitului celui de-al doilea război mondial, că au trecut niște 70 mulți ani de prosperitate și eu zic să o ținem așa dacă se poate, dar lăsați prostiile. Dragii noștri, aici este un apel adresat întregii planete. Este mai ușor cu războiul. Da, corect. Dar totuși să ne regăsim și dacă nu ne regăsim pe noi, să ne regăsim șosetele pierdute. Pentru că astăzi este ziua șosetelor pierdute. La mine-s doar desperecheate. Unde sunt oare șosetele astea pierdute? Eu am această problemă, să știi că vorbeam ieri cu Nadina și eu și Nadina am renunțat să ne mai luăm șosete de aceeași culoare. Doar două să fie. A, eu mi-au, ți-am să-mi iau set de 50 de șosete. Toate la fel? La fel toate. Și nu contează, nu? Că sunt la fel. Da, cea mai corect. Bună, mai cea găsesc mai bună câte una din ediția de anul trecut, știi, colecția. După culoare îți dai seama că una a fost spălată de mai multe ori și stai puțin că sunt nuanțe diferite. Da, și al model. Și al model. Deci nu ți-ai tot timpul. Adică alea de anul trecut mă strâng. Gen.
Nu știu, zic și eu. Astăzi este ziua nasturilor. Astăzi mai sărbătorim și nasturii. Încercam să-mi dau seama dacă am vreo nasture pe mine. Am unul singur. Și eu la fel, ăla de la... Nasturi la tine. Nasturile de la pantalon. Dar și butonii intră la nasturi, că butonii sunt nasturi expensive. Sunt nasturii care au fost, care au învățat bine la școală. Cred că... Da, cred că intră la nasturi. Atunci sărbătorim și buton. Hai că mai avea butoni. Da, sunt mare lucru butonii ăștia, nu? Așadar, v-am dat niște motive de sărbătoare. De la Europa, șosete și nasturi, de ce nu și butoni? Eu zic să sărbătorim și un cântec să cântăm. Dar mai mult decât atât, vă mai spunem cum este și săptămâna asta, fiindcă de luni a început săptămâna luminată. Așa e, da, lunea a fost ziua în care s-a deschis poarta raiului și a iertării. Marți a fost ziua în care nu s-a lucrat, deși eu și Nadina am lucrat. E corect. Da. Miercuri a fost ziua în care bărbații s-au dus să muncească la câmp și astăzi este joia. Astăzi este joia din săptămâna luminată și vă zicem imediat care este faza cu ziua de joi și cum ar trebui voi să fiți astăzi. Da. În primul rând treji, că e dimineața. Păi da? E dimineața, ar trebui să fim treziți. Neața! Dimineața pe noi. Hits 24/7. Enjoy. Săptămâna luminată, după cum v-am spus, noi avem lumini în studio, foarte, foarte multe. De ce zicem asta? O să spuneți, mă, da, nu vă obosește, cum s-a aprins lumina dis de dimineață? Deschizi așa un ochi și te ferești de ea, îl închizi la loc. E bine, ne vedem și pe canal de 2, ținem să vă reamintim chestia asta. Dimineața pe 2 cu Gric și Moga se aude pe Radio Impuls România, se vede și pe canal de 2. Iar eu am lipsit în săptămâna luminată prin așa ultimele zile din ea. Nu-i nimic că spun. Dar, eu. Deci, ce trebuia să fac luni? Cu toții, că luna a fost, vreau să cred că luna n-a muncit nimeni, dar dacă s-a muncit, asta este. Așa. Lunea a fost, se numește lunea albă. Lunea albă. Da, este ziua în care se deschid porțile raiului și porțile iertării. Se spune că trebuie să stropești casa cu aghiazmă și să dai de băut la rude. În Irlanda, unde fusei eu. Unde ai fost, așa? Duminică a fost un fel de 1 mai al lor. Bun, de s-au mâncat mici în Irlanda? Nu s-a mâncat, s-a petrecut toată noaptea, luni a fost liber. A, bun. Da, și duminică noaptea a fost noapte de party non-stop peste tot. A, ce tare! Da, foarte, foarte interesant, iar lunea n-a fost lunea, cum ai zis tu, luminată, nu? Da, n-a fost lunea albă. A fost lunea Mahmurelii. A, bun, deci la deci așa acolo, e în Irlanda. Bun. Da, așa e acolo, da. Să vedem marțea. Deci marțea a fost impusă zi nelucrătoare la noi, să știi. Ok. A fost o zi în care nu s-a spălat, nu s-a călcat și nu s-a făcut curat și femeile trebuia să dea de pomană pască rămasă de la Paște. La mine în fiecare zi asta. Băi, să știi că Nadina nu mi-a adus pască. Nadina nu mi-a adus pască marți. Stai, nu cu pasca, cu nespălatul, necuratul, alea marțea, da? A, da, nici eu. Marțea... E ghinion, nu mă apuc, dacă mă accidentez. Ce ai făcut tu ieri, Gric? Ieri? M-am plimbat și am zburat cu avionul. Ieri a fost miercuri, ieri în această zi bărbații trebuia să meargă la câmp, așa se spune. Să faci munca câmpului. Îmi cer scuze, am lipsit. No, am fost. Le dor oițelor de mine. Stau pe câmp, be, treaba unde e Gric? Și n-aveai voie să aduci rozătoare în casă miercurea. Aoleu, am un iepure. A stat non-stop în casă. L-ai adus miercuri? Nu, a stat în casă, a rămas acasă. Atunci e ok, n-ai voie să le aduci. Dacă erau, cred că nu e o problemă. Sau cel puțin așa spune tradiția. Oricum, stă în cușcă, fiindcă roade tot. Mă, știi cum e mai rău decât un câine, iepurele meu? Păi cred. Deci a început să roade pereții. Îi place, nu știu. Are e un iepure imens, mănâncă pereți? Nu, are el o chestie să roadă, știi? Și da. Roade are câteva chestii pe care le roade. Mai nou a descoperit rigipsul. A, e bun rigipsul pentru iepuri. Țineți-vă iepurii departe de rigips. Bun. Astăzi este joia verde din săptămâna luminată. Da, este o zi în care se cinstesc holdele, grădinele și grânele. A, ce drăguț. Da, cine muncește în această zi aduce asupra casei nenorocul, seceta și dăunătorii în liv. Vezi, deci nu faci muncă astăzi. Păi deci astăzi noi nu muncim, doar ne distrăm, da? Astăzi le cinstim. Ok, și astăzi trebuie să ud florile. Gen, nu? Că pe dacă n-am holde... n-am holde, am gazon. Se pune... Se pune ca și grădină. Și florile din glastră. Ți-a plăcut asta? Vai, nu e glastră, este ghiveci. Așa, și alea din glastră, nu uitați să le udați. Între timp, dragi copii, vă zicem bună dimineața, ce faceți, cum sunteți, cum este săptămâna pentru voi și venim și cu o întrebare, fiindcă dăm în mintea copiilor. La 0754222999 salutăm și părinții care sunt sigur cu voi, că doar nu o să mergeți singur la școală, în special cu mașina. Așa ar fi bine, nu? Hai, bună dimineața, ne întoarcem. Dimineața pe doi.
This is Impulse Radio. În mintea copiilor. Greg și Moga o dau în mintea copiilor. E, nici chiar. E, nu, e, cum să nu? Nu, Doamne, ce dor mi era să o dăm în mintea copiilor, Grig. Și mă bucur foarte tare că o dăm acum. Bună dimineața, dragi copii. Da, bună dimineața celor mai scumpi, celor mai drăgălași și celor mai inspirați colegi de emisiune. Copii, așa e, așa copiii e. Voștri care sunt deja, nu știu, cumva ca și ai noștri, fiindcă eu având copil, în momentul în care aud o voce de copil la celălalt capăt al WhatsApp-ului, că nu mai e cu telefon acum, da? Mă gândesc tot timpul la Emma. Și mulți dintre voi sunteți ascultători fideli ai rubricii Grig și Moga o dau în mintea copiilor și deja faceți parte din familia noastră, familia Canal D și familia Dimineața pe 2. Acum suntem dimineața pe foarte, foarte, foarte mulți. La 0754222999 o să avem, nu știu ieri ce întrebare a fost, dar astăzi o să fim mai serioși așa un pic. Astăzi o să fim foarte serioși și astăzi o să încercăm suficient. O să încercăm să adresăm o chestie care e mai complicată pentru copii un pic, vreau eu să cred. În sfârșit, copiii trebuie să se pună și ei în pielea noastră. Exact, asta facem, încercăm Fiindcă ei tot timpul zic, voi oamenii mari, băi, ce știți voi? Băi, ce știm noi? Asta, da, așa corect, e. Corect. Și atunci vă întrebăm ce știți voi. Nu? Păi nu e simplu, adică da. Să fie și invers. Ia. Întrebarea pentru voi, dragi copii, în această dimineață este foarte simplă, teoretic e simplă, dar generează răspunsuri interesante și suntem tare curioși ce răspunsuri aveți, pentru că e o întrebare care poate părea serioasă. Fiindcă vrem să vedem cum văd copiii o chestie în care vor fi, în fața căreia vor fi și ei puși la un moment dat și vor deveni oameni mari. Nimeni nu scapă, toți o să fim oameni mari la un moment dat. Deși eu sunt mare ca și înălțime, eu nu mă simt mare. Hai să adresăm întrebarea. Exact. Dragi copii, la 0754-222-999, ce înseamnă să fii om mare? Da. Cu bune și cu rele. Da? Ce credeți voi că înseamnă să fii om mare, da? Avantaje și dezavantaje sau pur și simplu ce credeți voi că înseamnă să fii om mare? Emma a intrat în faza în care zice că de-abia așteaptă să fie mare, ca să-mi zică ce am de făcut. Mai zic eu ce are de făcut. Păi, dar nu e normal. Eu când aveam 3 ani, am avut un moment în care eram foarte supărat. Părinții mei au râs foarte mult de mine. Că așa. Eu eram trist că atunci când trebuie să fiu mare, trebuie să fumezez, așa ziceam eu. Trebuie să ce? Să fumezez. Că toți adulții fumezau în fața mea și eu când aveam 3 ani am zis, fumezezi. Băi, eu trebuie să fumezez când sunt mare. Eu asta credeam că înseamnă să fiu. Și ai fumezat? N-am fumezat. Nu. M-am făcut mare și mi-am dat seama că nu trebuie. Deci, nu e asta. La Emma, de exemplu, să fii mare înseamnă mai nou să aprinzi, că să ai buletin. Da. Și asta și numără câți ani mai are până face 14 ani. Da. După care, când aude că cineva a făcut 18 ani, mamă, ce tare, eu de ce-i tare, e major. Păi face ce vrea, nu? Exact, face ce vrea. Hai să-i auzim pe copii. Ce credeți voi că înseamnă să fii om mare, da? Cu bune și cu rele sau pur și simplu, ce credeți voi că înseamnă să fii om mare? 0754-222-999. Am dat-o mintea copiilor, spunem bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Rebecca din București. Și eu cred că a fi om mare înseamnă să muncești și să faci chestii care nu-ți plac. Chiar dacă toți copiii zic că e foarte bine să fii om mare, eu nu cred că e fain să fii om mare. Ubiși cu sclipii și spor la cafeluță. Un copil care a înțeles sensul vieții. Mamă, dar ce răspuns complex și frumos în același timp. Ce să mai... Așa este. Bravo, da. Bună dimineața. Neața. Bună, Radio Impuls. Eu sunt Radu din Cluj. Și cum ar fi să te pui în pielea unui om mare, ar fi să lucrezi aproape toată ziua și toată noaptea. Pofiți cu mărțulici, spor la ceai. Mulțumim! Dimineața bună! Mulțumim! Mulțumim, mulțumim! Deci și toată noaptea? Dar de ce toată noaptea? Păi nu mai ai timp să dormi. Corect. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Gabriela din Craiova. Am 9 ani și eu cred că să fiu un om mare înseamnă
să ai muncă, adică serviciu. Ok. Să ai un câștig, uh-huh, o mașină. Și asta înseamnă să te trezești foarte devreme dimineața ca să ajungi. Așa e. Pentru că dacă nu vei fi concediat, la revedere. Cât adevăr. Vai cât adevăr. Ce înseamnă să fii o mare în opinia ta? 0754222999. Dăm în mintea copiilor la în dimineața pe 2 la Radio Impuls România și pe canal de 2. Suntem Gric și Moga, odată mici și acum mari și tari. Neața. Eu sunt Milan din București și ce cred eu să fiu o mare e să fii în al papa Radio Impuls. Foarte interesant. Literalmente, când ești om mare, ești om înalt. Dar mai sunt copii înalți în clasă. Păi ei sunt tot oameni și sunt mari. Emma are o colegă în clasă, Alexandra, parcă eu confund. Alexandra, Anaisa, Amelica, sunt cu a toate. Este foarte înaltă, e cât mine aproape. Clasa a doua merge a treia. Înseamnă că poate să joace handbal, basket, nu știu, da, ce poate să e facă. E o mare. E o mare, asta încercam să zic. Haide, bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Ania din Cluj, mm-hmm, și eu cred că să fii mare, da, este, înseamnă să ai bani, să lucrezi, să stai, okay, cu copiii pe acasă, să pui masa, să iei masa, să speri copii. Și cum spune Moga, să fumezești pe Radio Impuls. Nu trebuie neapărat. Cu sclipii și spor la cafeluță. Nu trebuie neapărat, am învățat eu. Deci cum ai să fumezezi? Da, 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 așa credeam eu când aveam 3 ani, că dacă ești mare, trebuie neapărat să fumezezi. Să nu cumva să fumezați copii când sunteți mari. Este cea mai mare tâmpenie și greșeală pe care o facem noi oamenii mari și n-ar trebui să o facem, că dăm un exemplu, nu vreau să zic prost, foarte prost. Extraordinar de prost. Deci nu. Ce înseamnă să fii o mare întrebare a dimineții pentru copii? O dăm amintea copiilor la 0754222999. Știu că poate mulți dintre voi nu se duc la școală și prelungesc vacanța de după Paște, că e săptămâna luminată, dar totuși, bună dimineața! Bună, Radio Impuls! Eu sunt Miruna din Constanța. Ce înseamnă să fii mare pentru mine este să nu fii pedepsit. Papa, Radio Impuls! Bună asta. Primești și pedepse. De la iubită. De la iubită, de la nevasta mai ales. De la doamna soție, nu mai spunem. Hai, când e iubită, te mai pedepsește, dar mai trece. Când e soție, ai intrat în pedeapsă. Da, ești deja pedepsit. Pleci de la pedeapsă deja. Daneața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Vlad din București. Uh-huh. Și ce înseamnă să fii o mare, uh-huh, înseamnă să ai un job. Da. Să plătești facturi. Da. Să fii responsabil de tot ce faci. Uh-huh. Și gata. Ah, ok. Pupici cu schipii și spăl la cafeluță. A zis deja totul. A zis aia cu responsabil de tot ce faci, aia e foarte adevărat. Ce înseamnă să fii o mare, să ai soacră? Aoleu, da? Și asta face parte din a fi o mare. Riscurile meseriei. N-ai ce să-i faci, bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls, Ștefania din Timișoara, am 9 ani. Și eu cred că să fiu un om mare înseamnă să muncești foarte mult. Și chiar dacă nu-ți plac anumite lucruri, tot să le faci. Papa, Radio Impuls, por la cafeluță. Avem niște copii care au înțeles ce înseamnă să fie o mare mai mult decât noi oamenii mari. Deci eu învăț mai multe lucruri de la copii despre cum să fie o mare decât de la oamenii mari dimineața asta. Ne întoarcem la voi, dragii noștri. Grig și Moga, o dau în continuare în mintea copiilor. Întrebarea noastră este: ce credeți voi că înseamnă să fii o mare? Că noi am rămas niște copii întârziați, așa, dar suntem și oameni mari în același timp. Așteptăm să vedem ce părere aveți voi. Cu bune și cu rele, nu contează avantaje și dezavantaje. Ce credeți voi că înseamnă să fii o mare? Ne întoarcem! Dimineața pe doi. This is Impulse Radio. Mintea copiilor. Greg și Moga o dau în mintea copiilor. E, nici chiar. Da, Greg și Moga o dau din nou în mintea copiilor. Ce să zic, vacanță plăcută copiilor care sunt încă în vacanță, fiindcă am avut un debate ieri cu Emma. Ea s-a obișnuit în mini-vacanța asta de Paște, care a fost un pic mai lungă.
Și a zis, mâine mă mai duc la școală. Aoleu, trebuie să mai ieri la școală, iar? Păi ce, mai zis ce, că vine weekendul. Știi? Și a zis, Noema, ai repetiție generală, nu pentru weekend, cum facem noi. Chiar mâine cu DJ Ramirez de la matinal, ce ai repetiție pentru serbare. Și se duce la școală. Da, e deja în drum spre școală, la fel sunteți și voi, dragi copii, dar astăzi nu mai sunteți copii, astăzi sunteți oameni mari. Da. Astăzi încercăm să vedem ce părere aveți voi despre ce înseamnă să fii om mare. Și v-am rugat să ne răspundeți la 0754-222-999. Gândiți-vă că sunteți oameni mari. Ce înseamnă să fii om mare? Uitați-vă în familia voastră, la mami și la tati, și să vedem ce credeți. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Serena din Bistrița și ce cred eu că ar fi om mare este asta. Să fii înalt, să fii foarte deștept, să înveți pe copiii tăi multe lucruri, să pregătești masa. Vezi cu slipii, ce spor la cafeluță. Să pregătești masa, asta înseamnă să fii o mare fetiță. Eu aș spune că nu, am pregătit și eu mese și mă simt mare. Da, bună dimineața. Dimineața, Radio Impuls, să fii o mare înseamnă să ai griji. Și? Am uitat să zic, sunt Ailin din Ploiești. Ailin din Ploiești, ce nume frumos, Ailin. Ce răspuns scurci la obiect, dacă ești mare ai griji, foarte simplu. Să ai griji, să fii o mare înseamnă să ai probleme, dar să știți că sunt și avantaje. Ai și soluții, meu. Da. Ai cuvânt de nu, bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Ilinca din Bacău, am 5 ani. Eu cred că înseamnă adult să te duci singur la cumpărături. Papa, că te impuls la cafeluță. Ia uite-o la 5 ani cât de... Credeam că e mai mare. Da. Ce da, clar da. Vorbește, ce idei bine conturate. Te duci singur la cumpărături. Da. Hai de bună dimineața. Ce înseamnă să fii o mare? Întrebarea dimineții pentru voi. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu mă numesc Livia Nistrăian din Târgu Mureș. Și ce înseamnă să fii o mare? Pentru mine înseamnă să fii șef bucătar și să nu mai știu cu vineri și spor la cafeluță. Să știi că atunci când ești o mare unor nu mai știi nici cum te cheamă. Așa este, chiar aici pot fi de acord. Vai, că de să fii șef bucătar. La tine acasă trebuie să fii șef bucătar când ești o mare, că trebuie să mănânci, n-ai de ales. Da, corect, bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Tania din București, am 6 ani, da. Și eu cred că să fii mare înseamnă să fii foarte înalt și să ai copii. Papa, Radio Impuls, pe la cafeluță, pupici cu sclipici. Mulțumim, am tras concluzia dimineții. Ce înseamnă să fii o mare, să fii înalt? Să muncești în continuu, să nu dormi, să ai griji. Dar asta a fost, care a fost pe primul loc? Să fii înalt? Cred că da, și să ai griji. Da, 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 și să muncești, cu siguranță. Și să muncești, să ai muncă. Dragi copii, mi-aș dori din suflet să fiu din nou om mic. Fiindcă da, și voi sunteți niște oameni care vor fi mari, acum sunteți oameni mici, așa că bucurați-vă de asta și jucați-vă chiar și când sunteți mai mari. Și chiar dacă mami și tati vă zic uneori, gata cu joacă, hai la învățătură și la teme, jucați-vă cât mai aveți timp. Între timp, noi nu ne jucăm, fiindcă mergem la lucruri serioase. Vine Nadine Azizu cu știrile, ne întoarcem după fix, avem și un invitat, o să povestim un pic despre un eveniment foarte, foarte interesant. Este vorba despre un eveniment muzical, despre ce este vorba mai târziu după ora 8. Între timp, Nadine Azizu, pregătită cu știrile, Grig și Moga, revenim neața! Dimineața pe doi! This is...